Bun găsit, incidentul a avut loc în localitatea Orbeasca de Sus. O grindă s-a desprins în timp ce muncitorii lucrau la reabilitarea podului. Din primele informații, 5 dintre muncitorii se aflau pe pod în momentul în care grinda s-a prăbușit cu ei de la o înălțime de 5-6 metri. Al șaselea muncitor a văzut ce se întâmplă și a fugit, însă un panou care se afla sub pod a căzut peste el. Firma care se ocupă de reabilitarea podului este din Comarnic, Prahova, însă muncitorii sunt din Orbeasca. Răniții cu vârsta cuprinsă între 30 și 40 de ani au fost transportați la spitalul din Alexandria cu multiple traumatisme, însă conștienți și cooperanți. Din primele evaluări ale medicilor de la UPU, unul dintre bărbații are coastele rupte, iar cel peste care a căzut panoul are o fractură de antebraț. Podul a fost inaugurat în anul 1905 și este prima construcție de acest fel din zonă. Structura lui are o lungime de peste 90 de metri.